Bună și bine v-am găsit la un episod de Dead by Daylight. Am revenit din vacanța mea cu acest joc minunat și vreau să spun că sunt mult prea multe schimbări. Au băgat Attack on Titan, poți să ai prestige level 10 și parcurile de Survivor nu mai sunt bune de nimic acum. Dar, în fine, hai să nu facem intro-ul ăsta prea lung și să intrăm în joc. Și ci că au fost o grămadă de update-uri noi pe Dead by Daylight, acum au scos levele sau ceva? Explică-mi ce se întâmplă, că nu prea înțeleg. Literale au stricat prestijul. Tu ești asta? Da, eu sunt. Mamă, dar ce cu hainele? Ce sunt ai? Cu fița roșie cu un hârciog pe spate, efectiv. Hârciog? Da, uite, like. Și mi-ai zis că au schimbat părcurile? Da, au stricat spine și le-au stricat dead hard. Acum ai barrow time când te scoate automat cineva de pe hook. E prea păi, mult. What? Barrow time automat când te scoate cineva de pe hook? Chiar pentru dacă 3 nu, secunde. Ăla e pe jos. Din prima? Ce are ăla la nume? Like, are o nu, ăla e numele lui. Am crezut că e ceva ciudat. E ceva rună. Face parte dintr-un cult. Wait, stai pe bune? Posibil. Apropo, mi se pare că e ăla care aleargă repede, se lovește de ziduri și îți dă în cap sau ceva. E Blight. Da, okay. Blight, ăla. Ăla turba, du-te tu și salvează repare aici. Acum merg. Dar nu e like super OP Blight-ul dacă știi să joci cu el sau ceva? Te dă pe jos din a cincea lovitură, dacă nu mă șer. Știu prea multe lucruri despre jocul ăsta. Dacă se lovește de ziduri de mai multe ori după care da. Te lovește? Da. Bă, ăsta fuge, bă, ești incompetent, întoarce-te să-ți dau heal. Câte ore ai pe joc este așa o secundică? Like 3100. Da, mai multe decât am eu în viața reală sau ceva. Bun, păi hai că mă apuc eu să mai repar un generator. Am venit, te însuțesc. Dar tu cum ai găsit? Am hack-uri. Da, nu, casual, da, gen și eu mai folosesc hack-uri. Pe Mind City minez cu X-Ray, dar lumea nu știe. Adică, na, e clasic. Sperăm că nu află acum. Ce, tu joci jocuri fără să trișezi? LOL! Cum să joci corect? Păi cum crezi că am făcut astea 3000 de ore? Am jucat cu hack-uri. Am jucat cu hack-uri? Da. Uite, da. Vezi ce se întâmplă dacă m-ai speriat. Dar eu ce-am făcut? Te-a speriat hârciogul de pe spatele meu. Hârciogul? Dar ce-i cu haina? Explică-mi de unde e. E scufița roșie, cică. Păi chiar e? Că am crezut că zici la mișto când ăsta de ce vine și face zgomote. Eu chiar cred că e scufița roșie. Incompetență am zis. Uite-te și tu cum se plimbă. Bă, okay, n-au făcut save. Nimic până acum. Mă duc eu la save sau te duci tu? Nu, mergi tu. Ca să mă prindă pe mine killerul. Da, cred că m-a văzut killerul în câmp deschis, nu știu cum. Bine, nu e ok. Apropo, vine undeva la tine. Eu am căzut în groapă. Shoot. Bună! Te-a e prins, incompetent, e efectiv incompetent. Bă, toată lumea e incompetentă și killerul și survivorii. Eu nu știu cum i-a prins pe ăștia. Ok, îmi dă hit. Nu! Hai că mă duc acum, salvez acum, ia uite, easy punctele. Nesimțit, a încercat să se elibereze când veneam eu, păreri? Păreri că mă prinde. Părere de soldă. Bă, tu n-ai 3000 de ore, nu trebuia să fii like invizibilă pentru el sau ceva? Nu, sunt roșu neon. Bă, nu mă pot uita la fundul lui Feng Min când dau heal, ce e asta? Not gonna die, she's hot. Ok, ideea e că gen, eu doar voiam să mă uit și acum au scos și asta din joc. Mamă, jocul ăsta gen nu mai merită jucat, ești nebun. Am avut lag. Da, așa fac și eu de fiecare dată când mor. A fost lag, bro, mamă, cât lag. Nu, ăsta chiar a fost lag. Urăsc lagul. Lasă că vin eu să te salvez, deja știu unde e. De ce, crezi că ceilalți ori să vină să mă salveze? Hai să plecăm cât am și o viteză. Ce viteză? Am uitat să zic. Îți dă viteză când te scoate de pe hook. Pentru 5 secunde? Și borrowed time-ul pentru cât timp e? Cam tot atât. Aproximativ. 5 secunde și speed? Ceva ca să nu de mai... Auzi, hai la ăsta de aici, că dacă îl reparăm e easy gaming după. Ok, pe ea deja a prins-o din nou. Am proof. Putem să reparăm mai repede. Ce ai? Proof thyself. Reparăm mai repede. Merg eu la save. Da, du-te tu la save. Mă, tu ai văzut cât de repede am reparat generatorul? Deși vine, dar nu știu dacă vine după mine să mă poti... nu, e după Pablo Escobar. Pablo? Nu mai e după mine, nu. Potato God, nu Pablo Escobar. Potato God e ăla de pe hook. Wait, păi și cine... God. Păi ăla cu numele ăla, de unde ți-a venit să-i zici Pablo Escobar? Jonah Vasquez, ăla, cum naiba-l cheamă.
Aaa, numele caracterului, da, gen nu știu cum îl cheamă. Eu de-abia știu numele caracterelor 4, primele băgate în joc. Ok, da, ok, avem probleme. Nope, n-avem nicio problemă. Ei, tu nu, eu da. Eu niciodată în viața mea n-am avut problemă, în afară de Ouch. La 4 ani când era să mor de apendicit. Ah, ok, te-a prins. Da. Nu, de fapt nu m-a prins, eu doar l-am împiedicat. E paletă? Nu. Ah, vizi așa. M-am împiedicat, căutam și eu ceva pe jos și a venit ea să mă ridice. Da, e aici, genul. Ah, uite-l. Da, e undeva, exact acolo. În acolo spatele. Mă duceam și eu, da. Da, nu deloc n-ai luat în cealaltă direcție. Am vrut să verific dacă e killerul acolo. Da, era acolo. Mă, tu vrei să-mi zici că... Nu ți se pare că... Mă scuzi. Înțeleg că vrei să-i dai o șansă și killerului, că suntem prea buni la joc, dar nu mai sparge ăsta, te rog. Ok, încerc. Bine, fiecare a avut voie să spargă o dată, gata, nu mai avem voie de acum. Tu ai fost rău pe Hook, nu vrei să, știi tu, să te oferi drept ofrandă, suntem aici în templu? Da, cred că mă duc să salvez dacă la aia te refer, dar altceva nu fac. Ah, bine, cum dorești. Încerc să caut ultimul generator. Ah, bă, ultimul generator e aproape gata. E ăla de pe piatră, Keno. Ah, da? Vin? Du-te la poartă, du-te la poartă. Ok. Să zicem doar că... A avut bărcul care explodează pentru că n-am fost atent că vorbeam. Ok, cred că vine aici. Am găsit o poartă. Oh, da, cred că gen ajutor, cred că vine aici. Ok. Vin spre tine, fac generatorul și scap. Cred că nu mă mai găsește, nu, a spart generatorul din nou. Văd. Ok, m-a găsit, pentru că trișează. Ok, mers să repart. Ok, unde e, like, o paletă? O fereastră? Afară. Bă, aici o paletă, aici o fereastră. Are overcharge, ești serios cu mine? Nu știu ce e aia. Sketchup mic. Oh. N-am cum să scap, Ted, e mult prea rapid și e urât cu spume. O să încerc să repar generatorul, zi-mi că vine cineva după tine. Da, cred că e safe, repară, că mă ridică unul de jos. Da, e bine. Bă, ce Dumnezeu, s-a buguit, nu mă poate ridica. Ridică-mă, mă! E incredibil așa unde ceva. Unde am reparat generatorul? Da, nu cred că nu mai contează, cred că gen vine și mă ia. Da, văd unde e poarta. Ești abia prima oară pe Hook. L-a găsit pe ăsta. Aoleu. Nu sunt deloc pe Hook, actually. Păi, ok, m-a luat acum. L-a găsit killerul în like 3 secunde. Cred că vin eu. Da, e mai bine așa. Oh, vezi că vine spre tine. Nu! M-a văzut. Bă, dar are wall hack-uri, jur. Deci dacă eu mor aici, refuz să cred. Am stat în viață tot jocul și la final mă prinde pe mine. E rău ce se întâmplă, vrei okay. să zici. Ok, ălalt nu face absolut nimic. Păi să vină după tine. Cred că încerc să scap eu odată. Ok, jocul ăsta mă urăște. Da, cred că gen... Mă prinde, a murit. Ăla ce face? Ăla stă să caute în cutie. Nu mă vrea. Nu te duce în timp. Ok, gata, mi-a dat mare gheară. Minunat. Da, cred că gen jocul ăsta e nașpa acum. O să fie negru ca noapte. Ce? Pe harta asta. Auzi numai, mie mi s-a părut că ni s-a încărcat jocul în like 10 secunde. Da, se încarcă mult mai repede acum. De 6 ani s-a încărcat în 2 minute uneori și tu vrei să zici că acum durează 10 secunde. Cactus! Hai că nu o să facem provocări nebune. O să te las pe tine să guști din ei primul. Nu, îmi zici cum ligi, e. Trebuie să ligi cactusul, nu să-l guști. Chiar nu știi. Apropo, voiam să te întreb, e o chestie foarte importantă. Acum că e de față toată lumea, vreau să te întreb. Ce părere ai despre inflația din Turcia? Singura părere pe care am sunt baclavale. Baclavale, pur și simplu. Baclavale? Da, au baclavale am în văzut Turcia. Killerul. Ok, care e? Nu știu. L-am văzut și s-a încărcat. Cred că e killerul nou. Ăla cu. Ăla cu. Nu, e Sadako, Cine e Sadako? Aia de iese din televizor. Ok, am crezut că e aia care vine cu katana și se... Aia e Rin. Mă, tu nu mă lua cu denumirile de Win, că nu știu cine e Rin și cine e Sadako, ok? Auzi, da, bine, lasă că te-a lăsat pe tine, a găsit pe altul, ia. Da. Bun, eu deja sunt cu... Mă, să știi că merge premonition-ul. Ok. Mie-mi dă Nancy frumoasă, Hill. Ok, e unul pe aici, fix lângă mine și îl urmărește.
awesome! Da, sunt de părere că Sadako este cringe și tocmai m-a găsit pe mine pentru că îl fugărea pe altul. Păre, oh my god, nu! E weebă. E weebă! Na. De-aia are televizoare, să se poată uita la anime pe toată harta. Oh, Sadako se uită la animeuri. Dacă a venit vorba, like, au băgat Attack on Titan în joc sau ceva? Da, okay, niște grav. Skin-uri. Încă vine după mine, ajutor. Paletă? Ajutor, care paletă? Sunt numai ferestre. Sunt blocat! Oh, nu, a intrat uși! Camera capcană. Trei uși, nu te dau toată. Au. Lasă, spunem doar că te-ai împiedicat, nu o să știe nimeni. Mă ia de gât, ajutor, jumate, sunt la jumate, o să mă scap, o să mă scap. Yes, Wiggle, let's go! Bun! Mamă, ce-mi place, boy lover-ul. Kero, de ce nu mi-ai zis că e like o cameră capcană unde... Oh, God. Nu m-ai întrebat? N-am Aoleu. Știut că trebuie să întreb așa ceva, îmi dau heal. Dă-ți heal, dar vezi că tipa-i pe aici. Da, pși. Am foarte mult curaj. Ah! Am greșit. Easy gaming. Pe ăștia care fuge? Da. Ah, shit, fugi, că vine după tine sau ceva. Știu. Da, n-am palete. Mă, ce harta asta e făcută unde? Palete. Da, cine-i terminatul care a pus Offering the Heart de asta? Ce terminat? Da. Ce idiot. E trist. Da, eu am pus ăla. Știu. Hei, a mai reparat cineva un generator, nu e capăt de țară. Am trecut pe lângă. A, și l-a luat, îmi pare rău. Trebuie să pun și o casetă într-un televizor și nu mă lasă și s-ar putea să am de suferit din cauza asta. Dacă e cu anime, o mai pui? Să nu fie cu hentai. Ce? Bă, fără de astea? Mamă, ăsta e canal creștinesc și family friendly, Keno. Mă duc eu să salvez, ce zici? Că gen, sunt relativ apropiere. Nu e ca și cum eu sunt fix lângă. Ok, nu o mai duc, să mă întorc la generatorul meu. Să pun neaoleu, nu prea ok. Ah, ok, m-a ignorat complet killerul. Trebuie să merg să bag caseta în televizor. Așa mă ignoră pe mine, nu mai zic nimic. Uh-oh. Ok. Atâta timp cât nu sunt eu sau tu, nu mă interesează. Păi numai noi putem să câștigăm meciul ăsta. Sunt conexii la generator, are du-te păr cu, da, care bubuie generatoarele când... Deci aveai generator destul de făcut. Well, eram pe el. Asta e chestia. Și dacă ești și pe el... Și noi, dar era mai făcut decât al nostru. De unde a apărut? De unde a apărut din senin, jur? Televizor. Dar nici nu auzi, n-are trază de teroare. Păi n-are. A fost vreodată jocul ăsta Survivor Sided? Apropo, gen, am un plan. Fii atent, începem prin a... Mă las prins. Ok. Măi, eram la 10 km distanță de fereastră. Cât de mare are labele asta? Ajutor! Folosește magie. De ce mă pot uita sub fusta ei? De ce vrea asta? E ok, e ok. Curiozitate morbidă? O să vin eu să te salvez. Okay, m-a pus pe cârlig. De unde ai apărut? Dar lasă că mă salvează altcineva, tu scapă. Yeah. Ok, mă salvează un NC. Se poate să încerc să scap. Hai, dăm heal. Oh my god! E mai mare decât universul să mă bată ștrugaleții! Oh. Ah, te-a prins. Da. E nebun! Da, gen, cred că gen mă ia pe mine de gât, ajutor. Dar Nancy nu știe faza cu lanterna și iară sunt pe cârlig. Ultima oară când am vrut să te salvez am fost prins, așa că o să las treaba. Apropo, vine fix la voi în cazul în care nu te-ai prins. A venit prin televizor! Da, era și a venit prin televizor. Da. Eu cred că măcar, fii atentă planul. Nu vreau să mai vadă killerul tot meciul, așa că mă ascund. Pa, pa! Și cine mai face generatoare? Nancy? Am înțeles. Nancy e foarte... celălalt Dwight? Dwight e fugărit. Și Nancy e pe lângă persoana care e fugărită. Și ce vrei, mă, să insinuezi? Dacă e fugărit, ce? Nu poate să repare sau ce? Am găsit eu unul la 10 km distanță. O să-l repar pe ăla. Ești cumva pe lângă niște cacluși?
Sunt cactus peste tot. Exact. Am vrut să mă ridic și gen fix atunci. A venit skill check. Da. Apropo, cred că a venit la mine. La tine, bine, mă duc să salvez. Ce e bine din toată chestia asta? Au, nu, mi s-a încărcat, caseta complet. Nu cred că e ok. Da, cred că gen se uită în ochii tăi și o să zică că ai furat. Ce-am furat? O să-ți povestească despre inflația din Turcia. Oh my god, i-am ieșit, am luat-o în brață. Băi, ce e așa greu, mă, jocul ăsta, mă, Gero Grinder-ul era așa, mă. Înainte să te puteai bate joc de killer, te duceai la el în casă, îi dădeai teabag-uri, dansai pe mormântul. Ce? Căruță, tati. Oh, no. Calul ca trage la trăsură. Cum o cheamă pe asta, repede? Sadako. Sadako. Nu mai contează, Sadako să mă strângă de gât. Poate n-ajunge la asta. Hai, hai. Ah, sunt exposed. Au. Right. No! Au, sunt mort. Da, ai fost de două ori. Da. Mă gândesc că gen oamenii nu repară generatoare. Nu mai sunt exposed. Da, nu, eu sunt mort. E nașpa, nu știu cum să zic. Da, e destul de nașpa gen să mori, cred că e nașpa. Da. Abia aștept gen să nu mor. Da, nu, e actually chiar... Chiar mă unge la suflet să știu că tu ai scăpat. Ți-am spus că mă sacrific, mi-a ce trecut. Păi te-ai sacrificat, dar ai luat numai tu noroc. Ei. Oh, v-a și deschis poarta. Ce frumos. Oh, ce drăguț din partea lui. Wow, ce de treabă. Da, o să ies nou. Meciul ăsta da, a fost cred că prea... gen... Da. A fost un meci de care sunt mândru, sincer să fiu. Da. Mândru că am scăpat eu. Mândru că... Da, sigur, sigur. O hartă clasică. E clasică asta, ești nebun. E mai clasică decât... Ghiși ce? E variația... Oh, e da, nu știu nimic pinhead. De variații. E pinhead. Nu, dar e variația foarte bună pentru killer. Și e cel mai bun killer din joc. Adică... Da. Apropo, gen, vine încoace. Minunat. În cazul în care nu te-ai prins, like, fix în direcția asta vine. Iei tu cutia aia să rezolvă. Oh my god! Nu-l la mine, nu-l adu la mine. Mă ascund după... Sunt invizibil, uite-te la mine. Au! Nu mă vede, prostul, Chioru. Normal că jucă-s mai drăguță. Și normal că vin pe mine. Nu, pe mine nu m-a văzut că eram în spatele lui. Sunt și eu drăguț, numai că... Sigur. Data viitoare când mai vine, nu-ți mai zic că vine. Ok. Ok, să n-au absolut nimic. M-au luat toate lansurile. Ok, mai bine. Da, cred că... Uite cum facem, ca să fim kit pentru meciul trecut, de data asta tu o să mori și o scap, ce zici? Eu zic să iei cutia. De ce? Ce face cutia? Trebuie să repar puzzle-ul și noi n-o să mai fim prinși de lanțuri. L-a văzut pe altul. Cred că o să se teleporteze la el. Dă-ți ce nu? O să mă duc la o paletă și dacă îți zic să vii, te teleportezi în spatele lui exact ca în anime-ul ăla cu Boruto sau ceva și zici Omae wa mou shindeiru și dai cu paleta, da? Și el o să zică Nani. Da, el o să zică Nani! Și apoi se aude Oh my... Ah, gen, cred că... Cred că a luat cutia și nu ne e bine acum. Păi și cât îi ține cutia aia, sau? Destul de mult. Da. Sună destul de Sună Epic destul Games. Că ne cam prin lanțuri. Sună nice. Destul de Epic Games. Aproape la fel de Epic ca Epic Shorty, cred. Nu cred că la fel de Epic. Oh, nu! Nu e la fel de epic ca Epic Short. Nici nu vreau să știu, nici nu vreau mă duc să după cutie, ce mă duc eu după cutie. Văd o cutie. Mergi, du-te după cutie. Manevre evazive, lanți, prost. Da, pe mine m-a cam luat cu hack-uri. Cum ai că cu hack-uri? Nu există hack-uri pe Dead by Daylight. Am scos-o pe Nancy de pe hook și m-a luat de pe Nancy. Am tankat hit pentru tine, ok? Asta am vrut să fac. Santo. Da, trișează. Trișează, gen, efectiv, gen, în loc să vină după okay. tine, omul meu s-a dus să... Bro, s-a dus să caute pe după butoaie, Keno, în timp ce tu erai pe ecranul lui. Explică-mi în ce univers se uită după butoaie, unde credea că te-ai dus? Am dispărut. E bine. Să zicem că nu e ok. Ce se întâmplă? E ok, mă salvează cineva, mă salvează, da, m-a salvat, bun, și acum ce? Mi-am dat pa, pa. Nu
veni spre casa mică. Atâta nu. Mă duc să repar un alt generator. Ok, asta... Am dat de bere. E destul de grav. Văd o cutie, să mergem să facem ceva cu ea ca să nu mai ia Da, cel mai probabil, cel mai bine. Văd că ești aproape pe punctul de a muri. Asta e bine. Da, nu e bine. Nu e bine, că am zis că dacă mori tu, gen, scap eu tura asta. Da? Nu așa am convenit? Exact, deci tu după ce mori, ideea e că eu trebuie doar să mai scap și gata. Explică asta și domnului de față. Ei, sunt destul de sigur că gen o să-i fie milă de mine când mă vede. Deci sunt Kel. Ok, cum să nu-ți fie milă de cineva Kel? Da, mă urmăresc lanțurile. Ce se întâmplă? S-a bugui caracterul tău? De ce? Îmi tot arată că te miști ca și cum te-ai spălat pe cap. Sunt Kel, cum pot să mă spăl pe cap? What do you mean? Nu știu, așa mai arată. Eu mă spăl cu gel de duș din cap până în picioare, Keno. Tu crezi că mai cumpăr șampon? Ok, asta o să fie... Foarte amuzant. Ok, eu repar. Nu, e pro player, de-are. Vreți să încetați, dude? Oh, come on! Oprește lanțurile, Keno, fă ceva! Cum vrei să fac eu ceva, mă? Du-te și ia cutia! Nu pot, că e prea aproape ăsta de a fi reparat și eu sunt lovit deja! Păi puteai să te duci după cutie. Ok, bine, mă duc după cutie, uite. E like în cealaltă parte a hărții. Ok, da, killerul e fix acolo. Ce părere... Scapă. Fii atentă, știu cum scap. Boil over? Am scăpat. Acum nu mă mai poate omorâ. Da, actually ai scăpat. Nu mă mai poate omorâ, chiar am scăpat. Wow, jucul ăsta e like... Am balanced acum sau am nebunit eu, Keno? Cred că super, e cam... Super imposibil să câștigi ca survivor sau ceva. Au distrus jumătate din parcurile de pe tot jocul și acum killer is mai open. Văd că au făcut mare reclamă cu skinurile de pe Attack on Titan. Oh, poate băga ceva și pe Fang. Nu, bineînțeles, de ce ar băga și ceva drăguț pe Fang odată în viață?